Brăilenii care s-au aflat în cartierul Obor marți după amiază au intrat în panică după ce o bubuitură puternică s-a auzit de sub pământ. Explozia s-a produs în apropierea școlii numărul 32, iar din cauza suflului, o parte din asfaltul șoselei s-a rupt. S-a fost o flamă așa când vedeam, când fumam la balcon. Au fost mai multe bubuituri? Da, da, da. Nu bubuituri, așa, ceva înfundat așa. Închisă șoseaua că a sărit asfaltul acolo, a ieșit un fel de flamă și na, că miroasea carbita, gaz, nici ei nu știu exact ce este. Acum, na. Am văzut că ai mutat și mașina. Da, păi mi-a zis să mut mașina că, na, să nu fie pericol de explozie ceva. La o mașină. Mi-a zis că e bateria de la mașină, era la foc, dar nu era. La fața locului au sosit echipaje ale poliției pentru a bloca circulația pe strada Oborului. Au intervenit de asemenea și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila, care au asigurat zona pentru prevenirea unei nenorociri mai mari. Angajații Distrigaz și Electrica au cercetat cauza deflagrației și au ajuns la concluzia că bubuitura a fost provocată de un cablu electric subteran, ce face legătura între o grădiniță și o creșă. Problema urmează să fie remediată.